Săptămâna aceasta a fost una plină de emoții pentru absolvenții claselor a 8-a, care și-au verificat cunoștințele în cadrul evaluării naționale. Datele centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș arată faptul că nu s-au înregistrat evenimente care să ducă la periclitarea examenelor. Chiar dacă elevii unei școli din Târnăveni au fost îngrijorați cu privire la modul de susținere a probei la matematică din cauza inundațiilor, situația a fost remediată fiind evaluați în cel de-al doilea centru de examinare. Luni au fost prezenți 4.114 elevi, au absentat 184. Am avut înscriși la limba maghiară 1.403 elevi, prezenți 1.357, absenți 46, iar la limba germană au fost înscriși 66 de elevi și au fost prezenți toți 66. Astăzi, la ultima probă, matematica, sunt înscriși 4.298 de elevi, prezenți 4.105, absenți 193 de elevi. Sunt de vorbă cu o parte dintre elevii aceștia, au mărturisit că subiectele au fost accesibile și, spre surprinderea lor, puține dificultăți au întâmpinat la proba de limba și literatura română. În urma timpului alocat pregătirii viitorii licenți, sunt optimiști în ceea ce privește pronosticul oferit notei finale. A fost ok, adică relativ ușor. Subiecte destul de ușoare. Te așteptai la altceva? Mă așteptam la ceva mai greu, mă așteptam la corpuri rotunde. Dar n-au fost așa spre binele nostru. Mi s-a părut la română mai dificil, nu cred că pentru toți elevii, pentru mine, eu descurcându-mă mai bine la matematică și pentru examen m-am pregătit cam, nu știu, am lucrat variante în fiecare zi. Necesită multă pregătire și concentrare mai ales și am început, din clasa 8, am început să fac subiecte și să lucrez în fiecare zi pentru asta. Examenul a decurs bine. A fost ușor, dar a fost și probleme la care ar trebui să gândești puțin, dar nu ceva să pun în probleme. Eu sper să iau 10, adică eu cred că am știut destul de bine. Pentru a asigura buna desfășurare a întregului examen, Inspectoratul Școlar a instruit personalul didactic supraveghetor din cele 121 de centre de evaluare din județ.